Salut, Tauri! Voi face citirea pentru săptămâna 20-26 martie. O săptămână foarte activă din punct de vedere astral. Aveți găsit toate aceste evenimente la horoscop. Pentru unele din ele aveți și runele făcute și, bineînțeles, Sfatul tarotului ermetic și al oracolului Lenormand. Regina de bute. Vorbim de o femeie suverană, o femeie uh, energică, hotărâtă, o luptătoare. Uh, ea întotdeauna luptă pentru ceea ce consideră că sunt drepturile ei. Este o femeie aprigă, o femeie care poate fi o rivală pentru uh, o altă femeie, pentru un bărbat, poate să-l protejeze. Deci, uh, acesta ar fi la baza pachetului vostru pentru tauri. Voi, tauri. S-ar părea că aveți o perioadă mai dificilă. Sunteți scos țapi spășitor într-o situație. Poate că ați ajutat pe cineva, sau poate că n-ați făcut ce vi s-a cerut. Legat de o persoană, și sunteți cumva ținuți în stagnare, marginalizați. Simțiți această stagnare și încercați în final să ieșiți din stagnare, dar puteți să vă eliberați oricând dacă vă schimbați concepțiile voastre, fiindcă nu veți putea schimba concepțiile celorlalți. Legat de fericire, poate cu o iubită. Poate o aventură mai veche, poate legat de un hobby sau de educația unui copil. Ați adunat foarte multă furie și sunteți gata să vă dezlănțuiți. Dar mare atenție, fiindcă și cealaltă persoană este tot la fel în același aspect de încărcată negativ, gata să se certe încât puteți ajunge la o descărcare a furiilor printr-o ceartă care nu mai lasă loc de împăcare în, fie, în care fiecare va spune ce avea de spus despre celălalt. <coughs> Spatul arcanei? Încercați să nu vă răzbunați. În schimb, în cunoaștere aveți eremitul. Eremitul arată o persoană care încearcă să se strecoare, o persoană care nu prea vrea să fie observată, o persoană care preferă singurătatea, o persoană care preferă să asculte, să analizeze ce spun ceilalți, să tragă totul prin conștiința lui, astfel încât să poată să ia o decizie și, în primul rând, vorbește foarte puțin, vrea să poată să vadă dușmanii, dar să și vadă prăpastia din întuneric. Cam acesta ar fi Eremitul. Deci, o persoană care uh, se bazează pe acest felinar, care iluminează cât de cât calea, dar și pe Toiag, care îi oferă un sprijin. Resurse: loc de muncă, sănătate și în uh, resurse. Bunuri materiale, s-ar părea că voi vă bazați pe forța voastră din interior. O forță care vă ajută. Arătați uh, sentimente bune, uh, iubire, înțelegere față de ceilalți. Și acest lucru vă ajută. Acesta ar fi aspectul cu forța, puterea. Vă ajută să depășiți la infinit. Toate blocajele, toate problemele, să ieșiți dintr-o stagnare, să țineți sub control o persoană dificilă sau o situație dificilă. La locul de muncă sau legat de sănătate aveți soarele, căldură, strălucire, iubire, înțelegere s-ar părea că acest soare este bine să-l păstați în sanctuarul inimii voastre. Poate să fie un moment benefic pentru sănătatea voastră. Acesta ar fi soarele. În ceea ce privește cariera, s-ar părea că ați ajuns într-un moment în care v-ați cam plictisit de stagnare și vreți să ieșiți din această stagnare impunând rațiunea, spada. Spada care poate să vă ajute, spada care poate să-i pedepsească pe cei incorecți, să-i ajute pe cei drepți, spada care poate să facă dreptate, să aducă adevărul la lumină. Acesta ar fi principalul aspect legat de carieră. Deci, veți încerca să luptați în acest domeniu al carierei, la locul de muncă sau legat de sănătate. Vă simțiți foarte bine, dar, în schimb, la resurse, aveți situații dificile pe care le veți ține sub control numai din punct de vedere al uh, sentimentelor, al iubirii. Vorbim de comunicare contracte, relații. În comunicarea voastră cu frasurori, berberișoare, s-ar părea că ajungeți într-un moment de dezamăgire. Voi v-ați fixat un scop, voi vreți să ajungeți undeva și în final nu puteți să ajungeți acolo unde v-ați fixat. Va trebui să acceptați în final această situație dificilă să zicem, în care trebuie să vă folosiți cele două cupe de rezervă și să ajungeți totuși la obiectivul vostru, dar sunteți cumva supărați la acest aspect legat de comunicarea cu apropiații. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele, căsătoria, voi aveți cumpătarea. Trebuie să fiți foarte cumpătați, să nu vă repeziți, să luați niște decizii, să fiți calmi, să preferați să studiați forțele care intră în joc, astfel încât să le țineți sub control și să puteți să. Uh, vă aduceți în puterea voastră persoana pe care o doriți sau să ajungeți acolo unde vă doriți. Cumpătarea. În ceea ce privește relațiile cu o persoană aveți, o relație aici cu un prieten, o persoană mai tânără, cu ascendent zodie în săgetător. Vorbim de un bărbat care călătorește mult, aduce vești, năutăți, poate să fie relația voastră, prietenul vostru, dar el întotdeauna va aduce veștile așa cum sunt. Vorbim de un bărbat care este cu ascendent zodie însăgetător. Familia, căminul, schimbarea, transformarea și... Sacrificiu sau karma. Aici aveți, în primul rând, familia sau din trecut, am putea spune. Aveți din trecut foarte mulți dușmani, dușmani gata să vă facă foarte mult rău, vă dau probleme, tot felul de probleme, vă aduc în familie sau în cămin. Este bine să încercați să vă ascundeți scopurile. Așa puteți să depășiți această situație. În ceea ce privește schimbarea voastră, s-ar părea că aveți destul de multe vicii sau chiar s-ar putea să riscați ceva, să intrați sub influența acestui diavol. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, o persoană care știe cum să vă lege, să vă țină să jucați după cum vă cântă el. Am spune că la această arcană spatul este renunțați la vicii. Este singurul vostru mod de a depăși această situație. În ceea ce privește uh, schimbarea. Schimbarea voastră s-ar putea să fie într-o relație sau sacrificiu vostru legat de o persoană, un bărbat mai în vârstă, un rege de spade. Un bărbat cu ascendent zodie învărsător este un bărbat energic, hotărât, dar în același timp este uh, un bărbat care este capabil să uh, vă creeze probleme prin faptul că el este o persoană foarte rece, mentală, o persoană care preferă singurătatea, dar și impune niște reguli. Acesta ar fi principalul aspect, această impunere a unor reguli. Aceasta ar fost citirea pentru voi. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.